Bună! Suntem alături de Jaxi, Andreea și Tedereu și am pregătit pentru voi niște challenge-uri de la Logitech. Rămâneți cu noi să vedeți despre ce e vorba. Prima probă se numește ghicitul perifericilor legați la ochi. Nu știu ce se întâmplă, dar vom vedea. Vezi mă ceva? Nu, stai că îmi fac eu să-l văd. Leagă-mă mai tare un pic mai, și mai sus. Mai cade. Tare? Mai sus că-mi cade, mă. Hai, ești bine? E beton, da, da. Ok, avem două, stânga sau dreapta? Da. Stânga. Gata, le poți pipăi. Hai că e simplu rău asta. Da, G-Pro X2 mai ales. Easy. Le-am o casă, era greu. La asta trebuie să-mi spui neapărat și culoarea. Culoarea? Băi, tastatura aia nu, cred că e G715, că ea subțire lansată proaspăt, că e pătrată, da. Ce știi ăsta? Are și gen, cred că, pondare USB-C-U. Și culoarea? Nu știu. Alb? Bă! Te-ai dat pe acolo? Nu, da. Da. Bă, nu, chiar m-am văzut. Bă, zic rost, dar am zis că dacă zic rost, sigur greșesc. Băi, dacă ești atât de bun, am un item bonus pentru tine pe care să-l ghicești. Gata? Da. Bă, asta e ăla, gen G... G... Stai. G513. Nu, nu, ai tastatură, stai. Scapă. G503 ăsta. Sau e G503X, ceva de genul. E singurul mouse pe care îl consideră că nu e potrivit pentru Counter și e de Dota. E de ăla de-a fost, da, G503X cred că e ăla, nou, ultimul, sau G503, nu știu. Da. Merge? Nu. Cum, mă? E G502, mă. Așa, 2. Salut, Andreea, zi bine, vei la primul item. Stai două secunde să pun asta așa. Ha. E o tastatură mică. Foarte perspicace. Cine s-ar fi gândit? Dacă era o mașină de scris. Este... Pe dacă are... Ah, e verde, DJ asta. Deci, cred că e culoarea albă? Bă, nu. Da, nu contează. E roz? Modelul... Da. Pro X TKL? Da. Nu cred. Da. Adeu? Da, mă, da. Și bine. Ia, e, mă. Beton. Bă, dar ce? Ai văzut ce am în mână? Nu. Perfect. Hai. N-am văzut până acolo. Number 2. Bă, știu mouse, nu știu de care, nu știu modelul. E, are aici un logo care se colorează, gen. Bun, are bun. Aici, gen, și da. Aici are buton de DIY, da. Logic, da. Începe cu G. Cred că e G402. Nu. 405? Nu. 400... Bă, e tricky, nu e cu... Nu e cu, uite, îți dau un indiciu, nu e cu număr. Nu e cu număr? Da. E G. Nu știu, bun, chiar știu. Bun. Deci, fir. Da, bă, e G Pro cu fir. Uite, fir. Da, bun. Bun. Mai am una, nu? Mai are una, nu? E bine, una din două merge. Ăsta a fost capcan oricum, că e greu să nimerești. A, simplu. E tastatură. Bun, foarte complicat. Și ce crezi? O am și acasă. Nu cred. Da, dar nu știu care. Să mor dacă știu exact. Bă, asta e tricky, dacă zici oricare din model se potrivește. Asta merge la două numere. Două numere? Da. Hint vine cu respect sau fără respect, aia gen, asta e diferența de numere. Bă, e foarte simplu. Și o să spun că nu știu. Nu știu, dar G408. Bă, nu știu, chiar nu știu. E G512 12 sau 13? 12. Da, nu știu dacă e 12 sau 13. 12. Da, 12 după cum s-au adus. Hai că da. Da, poți să orice să-mi... Dar nu știu ce e mouse-ul ăla cu fir, să știți. Mouse-ul cu fir? Da. Încă n-am ajuns de el, am nici acolo. Nu mi-l dați. Nu mi-l dați. Ești pregătită? Da. Vezi că se mișcă un pic. Ce mișcă? O să vezi. Bă! Stai un pic. Bă! Ok, ok, știu ce sunt astea. Ce sunt? Sunt Pro X-urile. Îmi place să fac așa la ele. Okay. It's nice, it's nice. Nu? Sunt? Sunt Pro X-urile, da? Deci sunt Pro X-urile, da. Sunt wireless sau cu fir? Wireless. Crezi? E că nu fi montat. Poți să le pui și fir. Poți să uite, le pui, are aici, am are gaură, da. Da. Bravo, ai Type-C. Ghicit. Iar acum îți voi mai da ceva. Eu cred că este ceva, un pian, efectiv. Vreau să văd cum cânti la el. Aaaa! Ți-ai dat volumul mai tare, ce vreau?
Da. Ia. Da, da. Ghicește. Bun, ai nimerit... Piciorușile. Piciorușile. Nu-i ca și cum toate tastaturile au acele piciorușe. Este... Stai încă, e? 915 TKL-ul? Ce știu, bă. Da, e. Ce culoare e? Încearcă. După... Stai, stai. Dar nu-mi dau seama că ambele au chestia asta. Albă? Neagră? Albă. Albă, nu? Nu spus final? Nu spus final. Alb. Alb, alb este. Bun. 50-50. 50-50. Și acum, ultima chestie pe care mai am în mână. Așa. E compusă din două obiecte. Unul ăsta, care e mai mic. Și ăsta. Ai, e super light. Bun, ce culoare? Ai, mă, Andreas. Nu știu. Trebuie. E roz? Nu. Nu, e roz. Alb? Albe. A, era simt cu tastatura. Dar care super light e? Imediat. Unu. E unu. Că ia mâna și dă pe pământ. Nu. Da, mai doiul e un pic mai ușor. E bune? Da, e mult mai ușor decât ăsta. Ai nu ghicit. Știu cum e posibil să fie mai ușor, dar e mai ușor. Ai ghicit, bravo. Da? Da. Îmi pare rău. Bun. Hai să începem cu cel mai drăguț produs. Cel mai drăguț? Cel e mai drăguț. Înseamnă că e mic. E mic. Ce? De ce e de mică? De mică. Două palme? E prea mică. Nu știu ce e. Cred că ceva G Pro, dar nu cred că e. Sigur e ceva de aia mai mică, dar nu știu cum, că nu prea îmi plac tastaturile, îmi plac alea mai mari așa cu n-am pentru nebunit. Nu știu, o să zic G799. Culoarea roz. Total greșit. Sigur, nu știu. Bun, bine. Atunci hai să încercăm cu ceva mai ușor, cu care ia, cred că ești rog. Familiar. Ah, ok. Cred că sunt... De folosit le-ai folosit bine. Cred că sunt G-Pro-X-urile astea sau G... G Pro X1 sau X2, nu știu sigur, nu-mi dau seama. Ar putea să fie 2, cred, astea. Ce culoare crezi că sunt? Păi sunt negre, roz, alb. Deci cred că sunt albe. Nu. Nu sunt roz? Hai, îți mai dau o șansă. Da. Bine, mișto astea. Și mai avem un al treilea? Da, imediat îl aduc. Cred că este un produs cu care ai început și, again, ești familiar. Stai, hai să începem așa. Hai să începem. Nu știu, poți să-ți dai seama? Stai. Nu veni în sus. Pe ce e asta? Este un USB A. Ok. Și bun, ce? Poți să urci. Oh, cred că e Brio 4K ăsta. Exact. Nu? Da. Da, mă, mamă. Bă, cât de tare e camera asta. Mamă, e, cred că a fost prima mea cameră de stream sau ceva de genul ăsta. Și la mine la fel. Încă o folosesc ca și a doua cameră, e super tare. Brio 4K. Amintiri. Uită-te la ea. Cum? Wow, bă, da. Dar care era? Nu știam Puiuțu, de asta. Puiuțu, eu așa nu știam de asta. E ceva Pro X 60? Adică m-am gândit că e Pro X, că părea Pro X data asta, așa, dar nu știam că e... Nu am știut că e tastatura așa mică Pro X. Da, e foarte drăgălașă. Are... unde sunt săgețile? Cum așa le are? Hai să vedem dacă ce atunci dă seama. What? Puneți-ne în comentarii care credeți că sunt săgețile pe această tastatură, pentru că sunt undeva. E tare rău.
Bun, Paul, avem trei obiecte pe care trebuie să le ghicești. Începem cu ceva simplu sau greu? Hai, tot ceva simplu să ne încălzim. Simplu. Bun. Te rog. Ok. Cred că sunt căști. Dacă... 100% cred că sunt căști. Poți să le pui pe urechi să vezi. Serios? Cred. Yep. Da, cred că sunt căști. Da, 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 și eu sunt de acord. Bun până aici. Mai departe, îmi place izolarea asta. Mi este foarte cunoscută. Exact așa am și eu acasă. Și cred că sunt Logitech-urile Pro X2. Dacă ești? M-ai zis bine până la 2. Nu, sunt 2, e prima versiune. Sunt 1, păi și atunci de ce... De ce n-au fir? Păi sunt wireless și ele. A, și alea sunt wireless? Nu știam. Hai să continuăm cu ceva mediu. Te rog. Super. Ia. Ăsta e un mouse, dacă... Așa. Bun. E un mouse care e foarte cunoscut, e foarte folosit de jucătorii profesioniști de Fortnite. Dar nu știu dacă e... Fortnite cineva pe ăsta? Da. Sau? Nu, de fapt... Ba da, cred că e, dacă e Logitech G402, da. Da, e folosit de foarte, foarte mulți jucători de Fortnite. E de 502, dar... E 502? Da, 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 e un pic mai nou. Doar. Am înțeles. E... Ah, da, cred că ăsta n-are fir, nu? Cred că asta e singura diferență. Da, 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 da. Top. Super. Bine, și hai cu ceva foarte greu acum. Ia. Ok. Mamă. Dacă ar fi să ghicesc, cred că e o tastatură. Mhm. Este de la Logitech și se numește, ia să vedem, Sound Test. Genial. Nu știu, o țin bine? Da, 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 o țin foarte top. Bine. Cum se par săgețile? Inexistente? Exact. N-avem săgeți. Ok. După WSD le prinzi? Ia să vedem unde sunt WSD. No. Acum. Acum că vezi și săgețile. Am înțeles. Bun. Logitech G 400. 400 în cap? 400 în cap. Nu mai puțin, mai mult? Lăsăm așa răspuns final. Nu, mai n-ai ghicit, ai fost super simpatic la toată tura asta, n-am venit să ne supărăm pe el. Chiar a avut super de treabă. Era un Pro X de ca el. Pro X, n-am nicio idee, n-am folosit niciodată. Ia. Da, aș tot să poți să ghicești culoarea. Culoarea? Mhm. Dat fiind faptul că te-ai jucat mai devreme cu mine și ai zis că săgețile sunt inexistente și mai departe, o să mă duc pe alb. Nu. Negre? Serios? Da, da. Wow, am crezut că te joci, am crezut că faci mind games cu mine. Dă-ți-l ajuns să vezi. No way. Wow. Te-am trollat un pic amul. Mai trollat rău, scuze. Super. Bun, bun asta, provocări logitic. Incredibil, ce? Dar nu e un challenge ăsta, nu e o provocare, e un challenge, nu? Da, două. Provocări logice de la Logitech. Nu vrei să spun. Hai, dubla 1. Dau și cu capul în becul ăsta. E bine, ți-a prind o idee. Hai, eu zic sau. Bună, suntem alături aici. Și ăsta. Jalele la mine, cu genele. Ah, okay, nu m-a dus cap. Clipește două ori, se face curent aici. Da. Și cum clipești? Cum clipești, doamne? Cum delegi? O să văd eu. Important ce e să nu mi-o dau jos în fața camerei. Încearcă să ții... să fiu așa. Încearcă să ții ochii închiși. Nu știu cum e posibil să fie mai ușor, dar e mai ușor. Hai ghișit, bravo. Da? Da. Zambilico, dă căștile jos, prezintă doar căștile, hai! Ca să facem și treabă, după aceea ne și jucăm.